Salutare tuturor! Bine v-am găsit la o nouă ediție 5 minute de Biblioinspirație. Astăzi am să vă împărtășesc impresiile mele despre cartea Liceienii de George Șovu. Liceienii este mai mult decât o carte. Este povestea unei generații care a fascinat persoane de toate vârstele. Acest roman ne prezintă frumoasa perioadă adolescenței, cu prieteni adevărați, cu dragoste sinceră, colegi diferiți, părinți care te încurajează, învățători, exigenți, dar prietenoși și, desigur, cu multe momente haioase. Liceienii sunt un grup unit de elevi, de clasa a 10-a. Toți pentru unul și unul pentru toți. Este motoul acestor tineri care sunt prietenoși și sinceri, iar orice neînțelegere o depășesc glumind. Eroul acțiunii este Mihai, care ne demonstrează că perseverența și corectitudinea pot face minuni. El evoluează spectaculos de la corigentul la matematică la premiantul clasei. Evoluția sa nu este una lină, ci mereu stimulată de cuvintele mamei. Să înveți, dragul mamei, să înveți, căci singura zestre ce nu se pierde este învățătura. Așa mi-a spus ea, mama, înainte de a închide ochii pentru totdeauna. Tonul amuzant al cărții se datorează în mare parte glumelor lui Ionica. El este șotiosul clasei, vedeta episoadelor de indisciplină pentru care este mereu dojenit. Mihai și Ionica sunt prieteni din copilărie. Ei se ajută și se sprijină reciproc. Mihai îl ajută pe Ionica să nu rămână corigent la matematică, iar Ionica, la rândul său, îl ajută pe Mihai să-i arate Danii sentimentele sale. Dana este eleva și adolescenta model pentru care Mihai nutrește sentimente dintre cele mai nobile. Acestora li se alătură și alte personaje, precum Șerban, sportivul și premiantul clasei, Geta, prietena lui Ionica, și câțiva din profesorii acestora, profesoara de matematică, ingenios poreclită de elevi Isoscel, care este un exemplu de corectitudine, exigență și umor. Socrate, dirigintele clasei, a cărui înțelepciune, atitudine blândă și prietenoasă, îi asigură un loc aparte în inima elevilor săi. El este profesorul ce trăiește alături de acești tineri în frângeri și victorii. Este cel ce îi invită să gândească înainte de a lua o decizie. Teama de profesori, divergențele de opinii, inocența vârstei, atmosfera din cămin, toate împreună compun o poveste care îți atinge sufletul. O poveste pe care fiecare dintre noi o trăiește sau a trăit-o cândva. Recomand cu drag această carte tuturor adolescenților și părinților acestora. Pășind cu curaj în clasa liceienilor de 10-a, te vei regăsi și tu printre ei, vei privi lumea prin ochii lor, iar șirul firesc al întâmplărilor îți va șterne pe chip mai mult decât un simplu zâmbet. Vă urez lectură plăcută, la revedere!